Și acum verific. 23 minus Z supra 7 plus 2 ori Y. Dar Y-ul cât este? 27. Nu? 27 plus 4Z supra 7 trebuie să fie egal cu N plus Z. Echivalent. Aduc la aceeași numitor, amplific cu 7. Da. Și vine 23 minus Z plus 4Z plus 54. 54. Plus 54 plus 8Z. Plus 8Z. Egal cu 7Z. 28 plus 7. Nu, 7N. A, da. Că trebuie să arăt aceeași, 7N plus 7Z. Echivalent cu... Observăm 23 cu 54 face 77. Deci vine 77. Minus 10 cu 80 vine plus 70. Egal cu 7 N. Lângă N plus Z. 7 N plus 70. Putem împărți la 7. Putem împărți totul pe 7, dar 70 cu 70 se reduc. Da. Și înseamnă de aici că prin 7 împărțim. Și înseamnă că N trebuie să fie egal cu 11, nu? Da. 11. Deci dacă nu e egal cu 11, este verificată și ecuația secundară. Dacă N nu este 11, nu e verificată. Cum trebuia să fie sistemul? Compatibil, adică să fie verificată și secundara. Adică nu trebuie să fie egal cu 11. Da? Da. Nu să fie 11. Și e nedeterminat. Adică depinde de Z. Deci, la întrebarea cât este M și N, așa că trebuie să fie compatibil nedeterminat, răspunsul aici. M trebuie să fie egal cu minus 2, ți amintești? Da. M egal cu minus 2 și N egal cu 11. M egal cu minus 2 și N egal cu 11. Deci dacă M egal cu minus 2 și N egal cu... Sistemul este compatibil nedeterminat. Insist ca să fie și mai clar pentru toată lumea. Deci, atenție. Ca să fie nedeterminat, înseamnă că determinantul principal trebuie să fie 0. Să nu mai pot face ca mai înainte să am soluție determinată, fixă, concretă. Da? Să nu depindă de vreo necunoscută secundare. Iată că în condițiile astea plec cu M egal cu minus 2 și caut un determinant de ordin mai mic din mulțimea tuturor determinanților de ordin 2 acum. Că ăla de ordin 3 o fă 0, nu? Și nu mai pot face pe Cramer. Și atunci 3 minus 1 minus 2 și 3 este determinantul la care m-am oprit chiar din colț de sus. El e mitică. Prima, la prima ecuație, ecuația 1 și a 2 sunt principale, a 3 rămâne secundară. Și a treia am lăsat-o de sub. Am luat sistemul acum numai din ecuațiile principale. Z-ul fiind necunoscut secundar, am trecut în dreapta. M-am apucat de lucru. Sistemul ăsta i-am găsit soluția. Dar nu pot accepta până când nu mă convinc că verifică toate ecuațiile secundare. Și când am cerut să verifice ecuația secundară, am constatat că nu trebuie să fie 11. Și răspunsul, dacă nu e egal cu 11, și asta este verificată și atunci pe X, Y o pot accepta. Și soluția va fi X, acum, abia acum, când M e egal cu minus 2 și N e egal cu 2, rezultă că soluția este așa. Soluția, așa o să fiți găsită prin manuale. Pe primul loc este X-ul, adică 23 minus Z supra 7, virgulă, Y-ul, adică 27 plus 4Z supra 7 și în sfârșit Z. Și în sfârșit Z. Așa se pune. Da. Sau uneori, în loc de Z, pune un alfa,
dar e bine să lăsăm așa ca să se vadă foarte bine că este o soluție nu-i fixă, nu-i determinată, decât dacă luăm un Z particular și atunci înlocuim și găsim X, Y și Z-ul respectiv. Asta am avut aici la rezolvarea, la subiectul acesta. Deci mi s-a dat un sistem de funcții de doi parametri, M și N, și mi s-a cerut pentru M particular și M ăsta să rezolvăm concret. Am rezolvat. Cât e M, cât sistemul se admite soluție unică. Are soluție unică. Ce M? M diferit de minus 2. Și când s-a pus problema să fie compatibil nedeterminat, am spus, nu se mai poate rezolva cu M diferit de minus 2, deci M trebuie să fie minus 2 ca să rangul să coboare a matricii respectiv, cel puțin cu unitate. Dacă dintre toți determinanții de ordin 2 căutați acolo, toți sunt destui de mulți acolo, niciunul n-ar fi fost diferit de 0, am fi fost nevoit să ne sunăm la determinanții de ordin 1. Dar trebuia să găsești așa. Deci se coboară până să găsești un diferit de 0. Și același indic. Coloanele indică necunoscute principale, liniile, ecuații principale, ce rămân sunt secundare, linii sau ecuații secundare, și necunoscutele care nu sunt prinse acolo sunt secundare. Da? Deci așa trebuie văzut. Mai e un subiect? Nu mai e. Da. Ne oprim aici, că de ce ați fost aproape? 10 fără un sfert. 10 fără un sfert. Da, am mâncat bani, nu? Să spunem, da. După cum eram obișnuit, să ne spunem prietenul nostru la revedere. Ce am făcut aici? Prima parte a fost un subiect cu... Cum, tot cu mari. Operații cu mari, deci inducție. Așa, hai să spunem chestiile astea care le-am făcut, că merită să fie păstrate. Apoi sistem. Discuția după parametri, nu a unui sistem. Da. Doi parametri chiar au fost. Deci am făcut... matrici. Inducție. Funcții, operații cu matrici, nu? Da. Cu matrici. A la N prin inducție. Apoi matricial X, X ori A, acolo găsim... Sisteme, cramă. Așa, sisteme. Sisteme, cramă. Discuția unui sistem de ecuații după doi parametri, da? Discuția. Unui sistem de ecuații lineare după un parametru. Discuția unui sistem de ecuații lineare după un parametru. Cam asta. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Pe mâine seară, da?